Bună și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi am pentru voi un produs cu un clip, îmi cer scuze, cu produse consumate și cam așa arată punguța mea. Este destul de plină. Îmi cer scuze pentru părul meu care doar ce l-am spălat și nu vreau să-l mai îndrept. În ultima perioadă am folosit foarte multă căldură pe el și a cam luat o razna. Și sper să vă placă noua mea culoare. Și să-i dăm drum. O să încep cu aceste șervețele de la Papillon cu măr verde. Au fost 64 de bucăți. Mi-au plăcut super mult. Mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, mirosul. Mirosea super bine a măr verde. Curăța erau destul de mari. Șervețele nu se destrămau, așa că da, vi le recomand. Îmi cer scuze dacă fac puțin zgomot. O să vă arăt și cu ce m-am vopsit eu ultima dată. Cu această vopsea de la Long Color. Și este nuanța 6.22, violet intens. Spun ei că conține ulei de migdale. Da, nu știu ce să zic. Mi-a ieșit nuanța, nu exact ca pe cutie și nu se vede așa de bine pe cameră. Însă, în realitate, se vede mult mai ok. Nu știu dacă o să rămân nuanța asta, nici eu nu știu ce vreau în momentul de față, dar o să vă țin la curent și sper că vă place noua mea nuanță. În continuare, am un gel de duș, un preferat. Aș putea spune, adică nu aș putea spune, chiar pot să spun că este preferatul meu. Cel puțin de la Yves Rocher este preferatul meu. Este acesta cu boabe de cafea la 400 de ml. Îmi place super, super mult. Vreau să vă spun că eu îl pun și în dozatorul de sepun lichid pe acesta și chiar îmi place super mult. Nu știu de ce, dar îmi place aroma asta și mi se pare că e super cremos, super fain pentru și pentru mâini. Puteți să încercați. Am mai terminat un fixativ din acesta de la Taft pentru volum, varianta asta verde, extra stark, putere de fixare 3, a avut 250 ml, mi-a plăcut, cu siguranță o să-l mai recumpăr. Momentan am altele tot de la Taft, așa că nu o să-l recumpăr cât de curând. Am terminat și acest deodorant de la Fa, la fel, de când l-am descoperit, pur și simplu îl ador. Cel puțin varianta asta, vreau să o recumpăr, sper să o găsesc, dar o să încerc și cu altă aromă. Acesta a avut 150 de ml, spun ei că au 48 de ore protecție, nu știu dacă 48 de ore, dar oricum protejează, cel puțin pe mine m-a protejat. Este cu mango și vanilie și da, vi-l recomand și pe acesta. Varianta asta e super, super faină, am pus-o și în preferate, chiar îmi place super mult. Am terminat și gelul acesta de curățare de la Yves Rocher. Îmi place super mult. Acesta îl tot folosesc de câțiva ani și îmi place super mult. Mai încerc și alte chestii, însă cu siguranță o să revin la ăsta. Acum am ceva desfăcut de la Avon și nu-mi place deloc. Trebuie să pui foarte mult produs ca să facă spumă și te speli, să îți ajungă să te speli o singură dată pe față, așa că cu siguranță pe acela nu l-aș recumpăra, dar o să vă vorbesc despre el într-un clip următor. Am mai terminat și o apă de parfum Graciella la 50 de ml, este din catalog de la Ladies. Este preferatul meu din gama de parfumuri de la ei. Îmi place super mult și am primit foarte, foarte multe complimente când am purtat acest parfum, așa că cu siguranță o să îl recumpăr când o să plasez o comandă la ei. Sunt reprezentant, însă nu prea am comenzi, doar îmi comand pentru mine. Aici am o cremă cu aloe și propolis de la Forever Life sau ceva de genul. Am primit-o de la o prietenă care a zis să o încerc. Eu am ceva probleme cu coșurile și am zis să încerc orice. Spune că este cremă cu aloe vera și propolis. Văd că este importată din America. Am înțeles că are un preț destul de mare. Eu mai am un sfert din ea, nu mi-a plăcut, nu făcea nimic, pur și simplu o cremă banală, cel puțin pentru mine, deci nu cred că aș mai refolosi-o de recumpărat în niciun caz, bine că nu am cumpărat-o. Am înțeles că are un preț destul de mare. Am aproape terminat acest fond de ten de la Rimmel London Stay Matte în nuanța 133 True Ivory. Mai am ceva produs, cam așa. Dar nu-mi place, nu se așează. Mi se pare că se vede foarte urât pe față, pe ten, așa că nu o să-l recumpăr. Nu vi-l recomand nici vouă. Sau puteți să-l încercați, poate vouă vi se potrivește, însă mie nu. În continuare, mai am această cremă de ochi din gama Love Nature.
Eye Gel, este un gel pentru ochi la 15 ml cu aloe vera. La fel, am consumat cam jumătate. Bine, el se vede ca și cum ar fi plin, dar nu mai are decât jumătate. Pur și simplu nu întindeam mâna după el, mi se părea că nu face nimic, așa că am decis să-l arunc, nu are niciun rost să-l păstrez. Am mai, de fapt, arunc, că nu am terminat. Îmi doream un glitter pentru machiaj și l-am găsit într-un magazin nou și am să-l încerc, este de la Mels. Eu mai am ceva produse de la ei și sunt mult mai faine. Produsul așa aici arată ok, dar o să vă arăt. Este pur și simplu un... zici că este un balsam de buze cu ceva sclipici. Pur și simplu se ia, doar e un lipici așa cu sclipici. Nu știu dacă vă sună ciudat, dar chiar așa arată și nu am ce face cu el, așa că le arunc. Iar ultimul produs este acest spumant de baie, Heaven Harmony, la 720 ml, de la Avon. Mi-a plăcut, a mirosit super fain. Nu știu dacă l-aș recumpăra, dar e ok, îmi place, vi-l recomand. Era destul de cremos, asta mi-a plăcut foarte mult la el. Și, tara, cam astea au fost produsele mele, asta am avut eu să vă arăt. Luna aceasta, sper că v-a plăcut, sper să rămâneți în continuare alături de mine pe acest canal, părul meu iar razna, și aș vrea să-mi lăsați în descriere, în comentarii, să-mi lăsați idei de clipuri, întrebări, poate în curând o să fac și un Q&A, iar ca și un sneak peek, așa să vă spun, în curând o să am un swap împreună cu o persoană foarte dragă mie pe care o urmăresc și sper să fiți alături de mine și acolo, să vedeți cam ce produse ne trimitem și... să fiți alături de mine, asta este cuvântul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept în continuare pe acest canal. La revedere!